seara, doamnelor și domnilor, la săptămâna la Bamurunț, o emisiune realizată împreună cu Adi Zvâncă. Subiectele săptămânii care se încheie sunt foarte interesante. Mai mult decât atât, o să avem și un subiect unde am devenit și un pic de prevestitori, proroci sau cum, nu știu cum să spun. Iată că se încheie o săptămână în care, din fericire, valul 3 al pandemiei în România s-a cam terminat. Au rămas urmări. Bună seara, Adi Zvâncă! Bună seara! Acum o să-mi permit să, deși emisiunea o noi înregistrăm înainte de Paști, o să-mi permit să le spun telespectatorilor, Hristos a înviat, pentru că va fi duminică și deja Hristos va fi înviat când, se va fi, când va fi difuzată emisiunea. Și sărbători fericite, le urăm cu mare drag și ne bucurăm că sunt alături de noi. Da, o săptămână interesantă, ce să spun. Și prevestitori ar fi fost bine să spui că e primăvară și proroci că suntem înainte de Paști și perioada asta când oamenii... Bun, să ajungem la acel subiect. Până atunci, valul 3 al pandemiei în România a cam trecut. Campania de vaccinare, în schimb, s-a blocat din motive obiective. Nu mai avem doritori pentru vaccinare. Probabil și faptul că a scăzut presiunea asta mediatică asupra subiectului prin scăderea impactului acestui val 3. Într-adevăr, au început să se elibereze locurile de vaccinare, deci nu s-a mai stat atât de mult la rând. Sunt foarte multe zone în țară în care există disponibilitate pentru vaccinare. Acum, cum am spus și săptămâna trecută, vom vedea guvernul cât de abil este în a convinge cetățenii să facă această vaccinare. Deja primele măsuri au și fost luate. Am văzut drive-thru pentru vaccinare, vedem maratoane de vaccinare, idei foarte bune și care au anumită eficiență, deși și ele, după impactul inițial, încep să-și piardă, să spun, aderența în rândul populației. La DEVA deja am înțeles că nu au început numărul celor care vin la drive-thru să se vaccineze să scadă. Am văzut chiar o invitație pentru Țancă Uragan, cred că așa se numește, să facă o manea. Până la urmă, trebuie să acceptăm că și cei care ascultă pe Țancă Uraganul și dacă acesta poate fi un comunicator, este foarte binevenit să facă acest îndemn pro-vaccinare. Eu sunt total de acord. Nu abii talent și tot felul de... Nu este greșit, pentru că acești oameni au un segment de urmăritori. Nu toți îl urmăresc pe președintele României, spre exemplu. Dacă vom face o analiză, s-ar putea să vedem că sunt mai mulți urmăritori acestor personaje, personalități muzicale, nici nu știu cum să le spun, decât cei care îl urmăresc pe președintele în funcție. Deci, și acesta este periodic să ne îndemne la vaccinare. De ce nu ar fi ok să ne îndemne și sau să îndemne pe cei care se simt reprezentați de aceste persoane, să îndemne să meargă la vaccinare. Mi se pare o idee foarte bună și chiar e foarte bine abordată această campanie din acest punct de vedere. Cred că ar fi o idee bună să înțelegem că sunt cetățeni care pot primi îndemnuri și de la aceștia. Al doilea aspect este partea asta de mobilitate, pentru că centrele liniene vaccinare, de regulă, marea lor majoritate s-au făcut în zonele urbane sau în zonele rurale care sunt aproape de urban și sunt zone foarte mari în țară care nu sunt acoperite și atunci ar trebui, pe lângă maratoane, drive-thru-uri, să fie făcute și caravane de vaccinare care să meargă din sat în sat, bineînțeles într-un mod organizat, în așa fel încât persoanele care nu își permit efectiv ca timp și ca și poate chiar și financiar să plătească 30-50 de lei să meargă dintr-un oraș într-altul să se vaccineze de două ori, iată, 100 de lei, când pensia în România știm cum este, nu? Ar trebui făcute aceste caravane în care în care vaccinul să meargă la oameni și nu neapărat oamenii la vaccin. Da, și eu sunt de aceeași părere că vaccinul va trebui mediatizat mai puternic și facilitatea de a te vaccina să devină mult mai mai la îndemână. Și vreau să mai punctez o chestie, chiar l-am văzut aseară pe
e un sociolog, Duminică, nu mai țin minte exact al doilea nume, dar mă rog, este cunoscut, apare pe, în media destul de des, care a mai pus un aspect foarte interesant. Ar trebui foarte mult scoase în evidență avantajele vaccinului și nu neapărat ce... cum să zic, la ce riscuri, de ce riscuri ne scapă sau la ce riscuri nu mai suntem expuși, pentru că acest lucru că am pus în față riscurile timp de 2 ani de zile a devenit deja obositor, stresant așa pentru populație și ar trebui, cred că ar merge mult mai bine o campanie în care să arătăm că oamenii care se vaccinează pot pleca din țară în concedii, că de Paști, dacă ești vaccinat, poți să te întâlnești cu rudele și poți să îți petreci Paștele mult mai apropiat de toată lumea, că poți să-ți dezvolți în continuare hobby-urile și să trăiești o viață exact cum ți-o dorești în momentul în care ești vaccinat. Mai mult procentual în campanie să fie aceste teme pozitive decât cele negative, că riști, să spun, riscul de a te îmbolnăvi este scăzut. Bineînțeles că acest risc există, nu s-a schimbat nimica, dar cred că ar trebui campania un pic balansată pe partea pozitivă decât pe cea de care ne îngrijorează. Bun, acum specialiștii consideră că după valul 3 va exista și un val 4, care val 4, așa cum am constatat pe parcursul timpului, fiecare val a devenit din ce în ce mai contagios și mai periculos pentru populație și valul 4 care ar putea veni, știu eu, în vara, toamna acestui an, să ne prindă vaccinații și imunitatea populației să fie foarte crescută ca să putem depăși și probabil să putem încheia această pandemie în acest an. Cred că sunt două motive mari care au dus la această demobilizare a oamenilor, deși eu, să spun, vaccinul a fost primit așa cu entuziasm la început, și chiar era o presiune foarte mare pe centrele de vaccinare, oamenii toți își doreau să treacă valul, mă rog, grupa 1, grupa 2 sau să ajungă la grupa 3 de persoane care se pot vaccina. Ei, între timp, cred că două teme importante au dus la această demobilizare. Una dintre teme au fost aceste reacții adverse la anumite vaccinuri, care nu sunt foarte multe procentual raportat la numărul de vaccinați, dar sunt foarte multe raportat la alte vaccinuri care nu au un număr așa de mare de reacții adverse și atunci a dus la neîncredere în, să spun, capacitatea vaccinului de a-și atinge obiectivul. Și în al doilea rând, informația că s-ar putea peste un an de zile acest vaccin să nu mai fie eficient la noile mutații ale virusului și să fim nevoiți să ne revaccinăm peste un an de zile și peste un an de zile și peste un an de zile. Cred că și aici ar trebui tranșate lucrurile sau, mă rog, explicate mai clar, în așa fel încât oamenii să știe exact aceste informații sunt reale, pentru că personal, deși eu sunt destul de conectat la media și la informațiile care circulă, nu sunt foarte lămurit dacă această informație că va trebui să ne revaccinăm peste 6 luni, peste un an, în cazul în care apar mutații, încă nimeni nu a explicat. Sunt diverse specialiști care aduc diverse argumente și pro și contra, dar nu există o părere oficială că acest lucru se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Bun, părerea mea este că nici nu știu exact ce se va întâmpla peste un an de zile când efectele acestui vaccin, prezentul vaccin, vor fi din ce în ce mai scăzute. Cum va evolua pandemia până la urmă? Nu că despre asta vorbim. Efectele vaccinului ar trebui să fie, efectul final va fi în scăderea sau nu a cazurilor de coronavirus, nu? Și atunci mi se pare că nici ei nu știu, specialiștii, despre ce se va întâmpla peste un an de zile cu pandemia. Da, tocmai asta duce la demobilizare. Lipsa asta de, cum să spun, de informații certe, pentru că în cazul celorlalte vaccinuri știi exact. La vaccinul gripal știi foarte clar. Te vaccinezi, te ține acest sezon. Următorul sezon sunt alte mutații, alți virus și trebuie să te vaccinezi din nou. Exact cum sunt vaccinuri pe care le faci odată în viață. Ori la acest vaccin încă nu se știe dacă
el este eficient pe o perioadă mai lungă de timp sau pe o perioadă mai scurtă de timp. Da, exact. Tocmai de aceasta, eu cred că din acest punct de vedere, oamenii nu se vaccinează foarte mult cu acest vaccin antigripal. Pentru că marja de persoane care se vaccinează cu vaccin antigripal sunt destul de scăzut, spre deosebire de cealaltă vaccinuri, unde chiar sunt excepții cei persoane care nu se vaccinează. Bun, mai sunt și rețelele de socializare care sunt cam, din câte am observat, sunt cam împotriva vaccinării și ce, nu rețelele în sine, ci trendul activiștii sunt trendul în influencerii de pe aceste rețele de socializare, trendul este fiind împotriva vaccinării, nu pro-vaccinare, și chestia asta a contribuit foarte mult și la o vaccinare redusă în rândul tinerilor. Tinerii s-au vaccinat foarte puțin. Aici, legat de tineri, este o discuție mai amplă. Am văzut și eu câțiva specialiști care au ieșit și au spus că, până la urmă, vaccinul ar trebui făcut doar către cei care au un risc de îmbolnăvire mai mare și ceilalți să încerce să-și creeze un sistem imunitar propriu. De asta spun, și chiar și la nivel lumii științifice sunt discuții și abordări diferite și toate aceste informații, ajungând, să spun, și de multe ori interpretate și în alte teze sau malițios, ele duc la o demobilizare a populației. Dar totuși cred că cei care sunt într-adevăr în zonele de risc sunt destul de conștienți și știu că trebuie să se vaccineze. Bun, acum partea pozitivă a problemei, dacă poate fi spus așa, partea pozitivă a pandemiei este că omenirea a fost panicată foarte puternic și deja la nivelul Uniunii Europene s-au luat măsuri pentru a începe lupta cu o altă pandemie care ar putea să vină în anii următori și acum se lucrează să creeze un mecanism care să nu mai ne prindă nepregătiți cum ne-a prins de data asta, pentru că acum trebuie să recunoaștem, am fost prinși pe picior greșit. Această pandemie, practic, nimeni nu s-a așteptat să fie atât de puternică și să răspundească cu atât de mare viteză în toată lumea. Din punctul meu de vedere, cred că în măsura în care această pandemie este naturală și nu a fost... Bine, aici discuțiile sunt... E altă poveste, nu intrăm în această temă. Foarte... Dar să o luăm ca fiind din cauze naturale, cred că natura este greu de învins, oricât de mult te vei organiza, pentru că poți... Bun, dar dacă plouă, ți inventezi o umbrelă. Deci putem să inventăm o umbrelă, un mecanism, că da, era vorba de mecanismul Uniunii Europene care se va crea în cel mai scurt timp, așa cum afirmă oficialii Uniunii, dar și în altă ori încât o altă pandemie să ne prindă, deci să nu ne prindă pe picior greșit. Despre asta e vorba. Acum, sigur, nu văd ce ai putea organiza, pentru că și la această pandemie, să spun, Europa învățase deja experiența Chinei, da? Și restul Europei învățase experiența Italiei. Ei, deși au fost luate măsuri destul de draconice la momentul respectiv pentru a evita o pandemie, până când nu a existat efectiv un mod numit vaccin de a combate acest virus, nu prea ai ce să faci, că nu poți să, până la urmă, suntem ființe și avem necesități, nu putem să ne închidem toți în casă și să așteptăm 2-3 ani să... De asta zic, nu văd mecanismele. Care? Mecanismul de distribuție? Mecanismul de vaccinare? Bun, acestea poți să faci. Cercetare, da. de, mă rog, să se, probabil, nu știu, zic, să se inventeze un vaccin universal, habar n-am, nu știu, sunt multe variante de lucruri, dar... Așa sună știrea, că Uniunea Europeană lucrează la un mecanism de... Da, o să așteptăm să vedem care e mecanismul acesta. Bun, de fel. Deci cam asta a fost cu primul subiect. Subiectul 2 și un subiect interesant, așa cum ți-aduce aminte, discutam și în campania electorală, până la urmă PNL cu USR au făcut ce au făcut și s-au supărat, se tot supără periodic,
după evitarea unei crize guvernamentale, scandalul PNR-USR s-a mutat la nivel local. Bugetele de la București, Iași și Bacău, cel puțin până în momentul de față, au fost blocate de USR Plus din diferite motive, mai mult sau mai puțin valabile, nu știu. Acum, de exemplu, la București am înțeles că USR Plus au tras concluzia că bugetul prefigurat este supradimensionat și că ei nu votează decât un buget real, un buget care să se bazeze pe încasări reale, nu pe ficțiuni. Acum, vorbeam înainte de emisiune un lucru foarte interesant pe care l-am aflat și eu astăzi de la tine, faptul că intenționat primăriile multor UAT-uri își votează un buget mai mare tocmai ca să previzioneze niște încasări care să se poată folosi de ele înainte de rectificarea bugetară, care din cauza legii, că așa e făcută, este această rectificare poate fi făcută după luna august. Deci asta este explicația pentru care probabil și la București s-a supradimensionat bugetul, nu? Probabilitatea este foarte mare să se întâmple așa. Chiar am discutat cu un prieten al meu care a fost primar și mi-a explicat mai în detaliu cum funcționează aceste lucruri. Este tot un stil, un felul românesc de a ne fura pălăria. Exact cum făceam și cu prefecții, că îi puneau să fie funcționari publici. Până la urmă s-a demonstrat că nu-și cerea nimeni să fie funcționari publici. E și logic ca un prefect să fie un om politic, pentru că reprezintă un guvern politic în teritoriu și atunci el face politică, nu face altceva. Dar 20 și ceva de ani am păcălit, îi puneau pe săraci oameni să se angajeze secretare, șoferi, femei de servici pe la primărie, numai ca să-i poată pune după aceea prefecți. Oameni care făceau politică de ani de zile. Ăsta e un mod, o altă, să zic, o șmecherie sau un tip de ăsta românesc, da? Pentru că nu poți face rectificări bugetare decât după luna august. Ori, explicația este așa. Generezi în buget sau treci niște venituri care nu e sigur că nu le ai, pentru că ele nu se justifică, nu ai de unde să ai aceste venituri, treci niște venituri suplimentare în ideea în care în perioada anului este posibil să primești finanțări sau niște venituri excepționale dintr-o anumită sursă, dar care nu poți previziona în momentul în care tu faci bugetul, da? Și o să dăm niște exemple. Poți să primești de la guvern o sumă pentru o anumită investiție, da? Dar care tu, dacă n-ai previzionat cheltuiala în interiorul bugetului, nu poți să faci această cheltuială și nu poți primi banii pentru că nu-i poți cheltui, da? Și atunci generezi niște venituri false ca să poți ține în așteptare niște potențiale cheltuieli, da? Sau se poate, spre exemplu, să vină un mare investitor care, numai din autorizația de construcție, să-ți plătească la o primărie de oraș mic sau de comună o sumă care impactul asupra bugetului este extrem de mare. Poate să meargă peste 10%, nu? Și atunci automat sunt niște venituri foarte mari care tu va trebui să le duci în excedent bugetar. De ce? Pentru că n-ai previzionat niște cheltuieli. De fapt, în buget se trec niște venituri care nu se pot previziona pentru că nu ai siguranța că acestea vor apărea și se creează și niște capitole de cheltuieli pe care le vei face doar în momentul dacă vei reuși să ai venituri suplimentare. Ei, tot acest lucru se întâmplă din două motive. Odată, că nu se pot face rectificări, pentru că dacă s-ar putea face rectificări până în 1 august, ai face rectificarea de venit și de cheltuială. Deci în momentul în care ai ști ce venit ai, face și un capitol de cheltuieli pe care să-l pui să cheltuiești venitul respectiv, să nu trebuiască să te duci în excedent bugetar până în anul următor, da? Cu excedent bugetar pe următorul an. Și al doilea motiv este sistemul destul de greoi în care se fac rectificările bugetare. Da? Pentru că ele sunt supuse anumitor verificări, ori aceste rectificări bugetare duc până la o lună și ceva, din momentul din care se face rectificarea în legislativ, până când ea poate fi pusă în practică. De asta ar fi mult mai ușor să se facă cumva pe o prezumție de încredere asupra administratorului,
că ia decizia corectă și verificarea să fie făcută doar ulterior, deși și aici nu, e discutabilă treaba că nu toți cei care administrează UAT-uri, primari, președinți de consilii județene, s-au dovedit și, să spun, vinovăția în multe, multe timpuri, prin, chiar și cu aceste măsuri restrictive. De asta e o chestie pur tehnică, care are o logică, dar are o logică și ceea ce a făcut primarul Capitalei, are o logică, pentru că el l-a previzionat, ca și toți primarii din țară, pentru că e practică generală această practică de a umfla veniturile. Exact cum și ce spun cei de la USR, că un buget trebuie să fie un buget și te raportezi la ce venituri și ce cheltuieli ai. De asta cred că acum ar fi momentul să se dea din nou o batistă de pe un țambal și să se regleze această problemă cu rectificările bugetare, pentru că nu au nicio logică să nu se poată face. Bugetul trece în martie, nu? Acum nu văd de ce rectificări bugetare nu s-ar putea face și la o lună după aceea, dacă există niște interferențe majore în acest buget, ca venituri sau ca cheltuieli. Se întâmplă de multe ori, sunt situații de urgență. Primarii socotesc un anumit fond pentru o situație de urgență. Poate situația de urgență depășește suma care e prevăzută în capitolul bugetar. Ei, ar trebui să se poată face, să miște lucrurile un pic mai rapid, nu să se aștepte după niște restricții care, din punctul de vedere, cred că chiar doar cineva a hotărât că se pot face rectificările în august, fără nicio logică foarte consistentă. Bun, deci prin urmare se pare că PNL are mari probleme cu USR Plus. USR Plus încearcă să găsească orice fel de tertipuri ca să creeze un scandal, care scandal să ducă probabil nu la o reconfigurare a guvernării sau știu. Nu cred. Deci asta a fost explicația tehnică, ca să înțeleagă lumea de fapt ce se întâmplă și ce spun unii și ceilalți în interiorul Consiliului General. Acolo e vorba de o răzbunare strict, da? Pentru că Vlad Voiculescu e un, pe lângă că e influent în plus, este foarte influent la nivelul Consiliului General în București, foarte influent în București. Și în București, și atunci modul cum a găsit să se răzbune pentru demisia lui din funcția de ministru al sănătății este acest mod, da? USR-ul a trebuit să înghită o gălușcă care a cam rămas în gât cu numirea forțată a unui an ministru, deși ei și-ar fi dorit să joace în alt fel lucrurile, dar mă rog, au fost cumva, au trebuit să se pună la masa negocierii, să deblocheze situația la nivel guvernamental și atunci răzbunarea acestui partid este aceasta. Ce facem? Unde putem bloca? Sunt probabil singure orașe unde pot bloca, pentru că în rest n-au majorități care să poată întoarce lucrurile. Sau s-au creat alte alianțe punctual pe buget ca să treacă bugetele. Nu exclusiv și la București să se creeze o alianță și PSD-ul să voteze să treacă bugetul, că până la urmă nu poți bloca un oraș doar pentru că, să spun, te legi o chestie de asta tehnică. Dar și cred că PSD-ul, dacă ar fi știut dinainte că se poate întâmpla acest lucru, nu ar fi votat împotrivă. A fost surprinzător chiar și pentru ei. Ar fi votat pentru și bugetul Bucureștiului ar fi trecut. Dar cred că e doar strict o răzbunare care arată de fapt din nou. Răzbunare la București, dar se pare că și la Iași și la Bacău se întâmplă același lucru. Sunt locurile unde acest partid a putut să tragă frâna de mână pentru buget. Probabil sunt singurele trei locuri. Da? Pentru că la Brașov au primarul lor, la Timișoara au primarul lor, n-aveau nicio logică să facă acest lucru, să oprească bugetul. Și la Timișoara am înțeles că sunt apăt probleme cu bugetul. Probleme sunt cu bugetul, pentru că el se discută și normal, în momentul în care există opoziție, apar și critici, pentru că nu, până la urmă bugetul nu ajunge niciodată la ce își doresc oamenii să se întâmple. Toți ar dori să se întâmple totul în acel an. Nu? Ei, niciodată un buget nu va fi îndestulător, oricât de mult ar fi, să vor găsi moduri în care să cheltui banii, mai ales în ideea în care mergi spre o zonă unde să dezvolți anumite lucruri. Dar ca și procedură, în mod normal, aceste dezbateri de buget în trecut se întâmplau cam la acest mod. Primarul îi chema pe liderii partidelor care erau în componența Consiliului Local sau respectiv a Consiliului Județean sau Consiliului General al Capitalei
și existau dezbateri legate de buget și acest buget nu intra decât în momentul în care exista un acord cu toate părțile. Ei, de vreo câțiva ani încoace s-a renunțat la cutuma asta de a fi de acord toți cu bugetul, ținând cont că fiecare are o reprezentativitate în acel consiliu local și fiecare trebuie să vină cu proiectele pentru cei care, pe care îi reprezintă, fie socioeconomic sau, să spun, raportat la locație, la teritoriu de unde vin, din ce zone reprezintă. De ceva timp, de când e lupta asta așa de mare între PSD și PNL, s-a renunțat la cutuma asta de a se negocia bugetele și se iau doar cei care formează actul executiv, ca să zic așa, în interiorul primăriilor, hotărăsc cum se distribuie bugetul. De regulă, cei care mai fac aceste consultări și ajung la un acord în așa fel încât în decursul timpului proiectele să mari pentru oraș, să nu fie tot timpul să intre în dezbatere, fiecare proiect să iasă scandal de fiecare dată, da? Sunt cei care au o anumită experiență ca și primar, asta însemnând 2-3 mandate și care știu că cel mai important e să reușești să faci lucrurile pentru cetățeni. Sau cel puțin să păstrezi percepția că așa se întâmplă lucrurile. La Iași nu mă surprinde știrea că primarul Mihai Chirică s-a contrat cu doamna Chichirău, cu doamna parlamentar Cosette Chichirău, la modul de, mai avea un pic se și bruscau, dar s-au apostrofat verbal cei doi. Mai mult decât atâta, Mihai Chichirău, Mihai, da, interesant. Iar că până urmă să aud, uite, să știi că n-am observat Chichirău și Chirică, Mihai nu Chirică, departe. Mihai Chirică s-a suspendat din funcția de președinte al PNL local din Iași și s-a pus la dispoziția partidului, în câte înțeleg. Deci lucrurile sunt destul de învolburate la Iași. Da, păi e cercetat, am zis că au fost ceva descindere ale DNA-ului la primăria Iași, atunci cel puțin la nivel declarativ PNL-ul încearcă să păstreze această idee că cei care sunt cercetați, exact cum președintele partidului a fost în momentul în care a fost cercetat și a dat demisia din toate funcțiile de conducere. Da, a sărit fața guvernului și a fost iertat până la urmă. Cine nu stare, ia condamnare sau ceva genul ăsta, era un slogan. Da, nu, chiar nu mi-amintesc. Da. Și a sărit Ludovic Orban, a sărit... Da, 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 a renunțat la toate funcțiile, a sărit minute în șir în fața guvernului, în cadrul unei adunări, în cadrul unei manifestații anti-PSD, anti-guvernul PSD, dacă nu ne-am aminte, și a sărit ca să nu ia condamnare și n-a luat până la urmă. A fost achitat și a revenit pe cai mai mari decât... Mai mare, faptul că a fost achitat i-a dat așa o siguranță mai mare. Oamenii care trebuiau să-l susțină au devenit siguri pe el și au zis: domnule, acum e momentul că dacă omul a avut un dosar, nu? Și dosarul este la noi, putem să-l punem și premier de acum. Cred că asta a fost logica. Ținând cont că se tot speculează că cei care au dosare au șanse mai mari să ajungă în funcții de influență în stat. Bun. Ceea ce am anticipat săptămâna trecută s-a întâmplat. Deci aici asta a fost profeția noastră care s-a îndeplinit. S-au stabilit până la urmă cele 29 de miliarde prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Deci până la urmă a ieșit cum a vrut Buzelul. Da? Bun, asta era ușor de profețit, dar Buzelul nu este de acord cu niște lucruri cu care nu știu de ce n-ar fi fost de acord. Adică, de exemplu, pentru agricultură nu e de acord cu irigațiile tradiționale, e de acord cu niște irigații, niște picurători la rădăcina plantei, care sunt greu de realizat, mai ales în România, care are nevoie ca aerul, ca apa de irigații. După aceea n-am mai fost de acord cu infrastructura mare, cu realizarea de autostrăzi, de finanțare de autostrăzi prin acest program. Deci, practic, după ce s-au pus de acord la quantumul sumei, nu? Acum
luptele se dau în ceea ce se va întâmpla cu aceste sume. Pentru că, din punctul meu de vedere, acești oameni nu citesc, nu înțeleg despre ce e vorba cu chestia asta, cu Bruselul, că ei probabil cred că acolo e un fel de mall unde te duci și iei ce vrei tu. Nu? Explicația este foarte clară. Acest program nu se adresează acestor tipuri de cheltuieli. Există pentru aceste tipuri de cheltuieli programele operaționale tradiționale care funcționează în România de când am intrat în Comunitatea Europeană. Vrei să faci autostrăzi? Te duci, ceri bani pe program operațional pentru autostrăzi. Vrei pentru agricultură? Se dau bani pe agricultură pe programul operațional pentru agricultură. Pentru ce trebuie să te duci într-un program care are alt scop, da? Cu irigații. El nu are scop de irigații, dar aia nu înseamnă că nu poți să primești bani pentru irigații. Poți, dar din altă sursă de finanțare. Nu înțeleg cât de greu poți să fii de cap să nu înțelegi aceste lucruri. La fel, deci acum sunt trei programe mari care sunt previzionate ca să... Sunt programe operaționale tradiționale care au mers în fiecare an și care sunt cunoscute și sunt, să spun, avem o expertiză în a aplica aceste programe și care au și posibilitatea să fie cumva rostogolite de la un exercițiu financiar la altul, pentru că noi niciodată nu reușim să cheltuim banii în exercițiu financiar, deși chiar discutând legat de acest program, am înțeles că în Portugalia termină cu 2 ani înainte de să cheltuie banii pe programe operaționale și așteaptă să vadă ce se rectifică de la statele cum suntem noi, ca să mai cheltuie odată încă bani suplimentari. Da? Atât de bine se organizează. Noi nu reușim și încercăm cu chiu cumva să mai tragem de urechi câteva procente dintr-un program, dintr-un exercițiu financiar în alt exercițiu financiar. Deci sunt de aici am pornit, că am făcut o paranteză. Programe operaționale, da? Este acest program care are scop clar, da? Și sunt trecute două obiective clare, numite digitalizare și energie verde. Noi dacă mergeam cu program, cu proiecte pe digitalizare și energie verde și slavă Domnului, nu le lipsește digitalizarea cel puțin în România. Și putem discuta de un alt subiect de care ne-am lovit săptămâna asta. Digitalizarea în România, exact cum am discutat de digitalizare în anii 90. Noi cam la nivelul ăla suntem legat de digitalizare. Deci cred că nu ne-ar fi ajuns 30 de miliarde numai să facem digitalizare în România ca să ajungem la un nivel bun. Și energie verde, la fel. Nu are rost să mai discutăm, pentru că acolo încercăm să ținem trendul, dar trendul trebuie să renunțăm la cărbune și să punem loc în energie verde. Ei, acești bani ne puteau ajuta să facem aceste lucruri. Dar nu, noi am încercat să facem iară o șmecherie românească, să ne furăm iară căciula singur și să ascundem autostrăzile pe sub panourile solare. Al treilea program este programul Just Transition, care e un alt program, care are un alt specific, nu? De asta spun, sunt trei programe clare în care finanțările sunt separate. Adresează-te acolo unde este cazul ca să primești ceea ce îți dorești. Într-adevăr, trebuie să te duci cu echipe de negociatori, să convingi oamenii să-ți dea bani. Dar nu unde, exact cum te-ai duce la farmacie să ceri pâine. Păi, n-ai cum. Bun, eu zic că până la urmă o să se împace lucrurile, pentru că sunt deja stabilite, este stabilit suma de 29 de miliarde de euro și o să se facă cumva o înțelegere, dar iar discutam la începutul emisiunii, înainte de emisiune, despre faptul că nu știm din acești bani care este cota care revine IMM-urilor, pentru că bun, băgăm bani în agricultură, băgăm bani în, nu știu, în digitalizare, băgăm bani într-o grămadă de lucruri, numai că plusvaloarea o generează, nu, până la urmă, partea privată. Mediul de afaceri. Mediul de afaceri. Și atunci ar fi trebuit, eu n-am sesizat în aceste negocieri care este partea care revine mediului de afaceri. Uite, eu îți propun o provocare. Ca în fiecare emisiune să încercăm să găsim în aceste, în afară, cu excepția programelor operaționale, unde lucrurile sunt oarecum clare și datorită, să spun, faptului că au trecut ani de zile de când aceste programe rulează și sunt deja firme de consultanță care știu să identifice locurile unde pot fi bani pentru mediul de afaceri,
Îți propun să, dacă accepți provocarea, să încercăm, sigur, să dezvăluim aceste lucruri, în special pentru telespectatori. Acestea să știe, nu într-un limbaj foarte tehnic, da? Să încercăm să le explicăm foarte simplu cum pot, dacă există acești bani, cum pot fi accesați și care ar fi calea de la, ca banii să ajungă din bugetul național în investiții gestionate de aceștia. Să facem acest lucru, ne ajută și numele televiziunii Capital TV, suntem nu? Sigur, o televiziune pro-business. Putem dezbate cu mult aplomb, putem dezbate aceste subiecte și chiar mă interesează, ca și făcând parte din mediul privat, nu? Chiar mă interesează să ajungem să descoperim niște lucruri care pot deveni folositoare până la un moment dat, nu? Și mai e o chestie, suntem, cel puțin eu sunt dintr-o zonă în care acest fond pentru tranziție justă va avea, să spun, un impact, ar trebui să aibă un impact major. Și e important ca parte din acești bani să ajungă și la IMM-uri și nu doar la ce înseamnă, nu că nu e importantă infrastructura, nu că nu e importantă calitatea vieții, nu că e, nu teoria că dacă ai facilități, investitorii nu vin. Dar trebuie puși bani și la investitorii locali, puși la dispoziția investitorilor locali care să poată să reușească să depășească această tranziție și ei, la fel ca și ceilalți locuitori. Da. Curtea Constituțională a României a stabilit că hotărârile judecătorești trebuie motivate la data pronunțării acestora. Este o veste așteptată de mulți români, în sensul că cine a avut de-a face cu un tribunal și a tras ușor concluzia că trebuie să treacă multe luni sau știu, săptămâni, luni, până când de la pronunțarea hotărârii se motiva și această hotărâre. Și cred că asta este Curtea Constituțională a făcut un lucru extraordinar, revoluționar, chiar pot să spun, a revoluționat justiția în România. A arătat care este normalitatea. În momentul în care ești condamnat, trebuie să știi de ce. Pentru că până la urmă asta înseamnă motivarea. Acolo ți se explică. Sunt cazuri în care motivarea după ani și ani. Da. Este, cum să zic, cel mai normal lucru. Nici nu înțeleg de ce o trebuie să se ajungă la acest. Adică eu înțeleg de ce a trebuit să se ajungă. Dar e, cum să spun, total utopic, așa, e de noaptea minții ca Curtea Constituțională să facă acest lucru. Acest lucru putea fi și un act politic pe care ministrul justiției să, pur și simplu, printr-un ordin de ministru, aceste sentințe să nu poată fi legalizate până când nu au motivare. Era simplu, se rezolva. Bine. În momentul în care vrei să finalizezi sentința, trebuia să existe și motivare. Acum există și punctul de vedere al ministrului justiției care spune că prin această hotărâre, practic, se aduce un deserviciu justiției, în sensul că actul de justiție va fi, nu va avea timp să se desfășoare într-un timp normal, va trebui să se meargă pe repede înainte, ceea ce va dăuna actului de justiție. Bun, acum, din ce am înțeles, din ce a spus ministrul justiției, el pune carne înaintea boilor, adică hai să judecăm, nu? Să judecăm și că motivarea, dacă o motivez, această judecată, o motivez prea repede, asta înseamnă că judecătorul este supus unor presiuni și nu mai poate să judece corect, dar oricum cauza e judecată în moment ce trebuie să se așeze sentința, să se așeze motivarea, nu? Păi adică judecătorul nu-i decis în momentul în care a pronunțat o sentință asupra motivelor pentru care susține motivarea, din punctul meu de vedere, ar trebui chiar în momentul în care se pronunță să existe și motivarea, în același moment. Da? Dacă judecătorul spune la pupitru, la microfon, îl condamn pe X la 3 ani pentru că, da? O scurtă prezentare, ulterior existând suma de documentul final cu toate corelațiile în care să arate de ce a fost condamnată aceeași persoană. Chiar pare așa o chestie total ilogică și total lițită de sens. Să nu uităm pe Liviu Dragnea, săptămâna asta i s-a respins
cererea de eliberare condiționată pe motiv că nu a dat dovadă de suficiente dovezi de faptul că s-a îndreptat și a înțeles terminicia judecății. Ai, uite, condamnării. Cel puțin un lucru nu poți să spui despre Liviu Dragnea, faptul că n-a stat drept. Deci el chiar a stat prea drept, asta a fost problema lui. Deci nu știu ce să-i soliciteze mai îndrepte mai mult de atât, ar fi trebuit să-i soliciteze să mai apleci un pic, să pleci un pic capul ca să vadă în bușcă. Din câte mi-am dat seama, din câte am citit, a terminat 12 cursuri de reeducare, de reeducare în penitenciar, instanța reproșându-i totuși că la 7 din cele 12 cursuri pe care le-a absolvit nu a fost de suficiente ori la aceste cursuri. Adică a absolvit cursul, dar frecvența nu s-a dus la cursuri, a absolvit aceste cursuri fără să meargă de prea multe ori la aceste. De ce asta a fost motivul ăsta? O motivare foarte bună, motivare, dar pe aceeași motivare ar trebui retrase și foarte multe diplome de doctori, de licență, ca să nu mai zicem și de bacalaureat, poate, pentru că nu mai zicem de cursurile astea de reconversie profesională, care sunt o glumă, dacă stăm așa să ne gândim, doar se runță bani de la bugetul european, de regulă, pentru că componenta de la bugetul național este destul de redusă. Cred că n-ar fi rău de la acest caz Dragnea să înceapă o revoluție și în zona aceasta a cursurilor, să vedem ce eficiență au, pentru că sunt bani care se cheltuie și n-au nicio eficiență. Dacă ăsta a fost motivul, nu, e posibil să fie real. N-am urmărit subiectul, dar cum spun, nu sunt un susținător sau vreun mare apărător sau vreun mare, să spun, admirator de-a lui Liviu Dragnea. Chiar consider că au făcut foarte multe lucruri care au dăunat economiei și mă rezum doar la acest lucru, nu pot să-l învinovățesc de altceva. Restul vor, dacă vor reuși alții să-l învinovățească, dar ca și, să spun, ca și demnitate a comportamentului, nu cred că îi se poate reproșa ceva de genul ăsta. Bun, întreagăt să menționăm faptul că în Germania s-a stabilit un nou record de 1 milion de vaccinări pe zi, ceea ce se pare foarte mult și pentru Germania. Este o mobilizare probabil fără precedent. Germania la un moment dat trata acest coronavirus mai lejer, până când au izbucnit multe focare periculoase pe teritoriul acesteia. Iată că mobilizarea nemțească e evidentă, un record de 1 milion de vaccinuri pe zi. În acest timp în România recordul este de 100.000 pe zi sau? Da, din ce am mai citit, am înțeles că numărul maxim s-a apropiat undeva de 150.000 de vaccinări. Acum și pentru noi la 150.000 de vaccinări și pentru Germania, tot cam acolo. Deci Germania, ca să poată atinge obiectivul ca până în septembrie să vaccineze mare parte din populație, ar trebui să țină un trend ridicat de vaccinare, de sute de mii de vaccinări pe zi, apropiat de 1 milion, pentru că, nu, să ne uităm, sunt 80 de milioane, dar nu știu cât s-au vaccinat până acum, s-au vaccinat 1 milion într-o zi. Totuși, da. Și să-i vaccinezi chiar așa, cu 1 milion pe zi, ar însemna încă 3 luni până când ajung la o imunizare totală. Tot între cât fie spus, la Poșta Română, dacă primești un pachet din China sau din Apropo de digitalizare, dacă primești un pachet din China, din Laponia sau din Estonia, trebuie să stai la niște cozi interminabile pentru niște lucruri banale care ar putea fi rezolvate foarte simplu, apropo de digitalizare, prin plata cu cardul, printr-o automatizare până la urmă, da. Asta este termenul corect. Te întâlnești cu domnul Vameș, care
îți vămâiește produsele care, pe care le-ai comandat, da? Care de multe ori sunt niște lucruri banale. Și eu, de exemplu, și eu am comandat la un moment dat, nu știu, un amplificator de semnal, de GSM, o prostie de chinezărie, pentru care a trebuit să merg la aceeași poștă română, unde același domn Vameș a vămuit cu sârg și cu, de, cu elan, a vămuit și m-a costat tot așa, în jur de 20 de lei sau 30 de lei. Da, deci o chestie care am putea să scăpăm de ea și să evităm și deplasări de 100 de kilometri și plata unor oameni de la vamă care până la urmă sunt cam în plus la momentul ăsta la care vorbim, la momentul 2021. Mă rog, bun. Vreau să punctez și eu un pic aici, pentru că până la urmă e o experiență personală care o ducem în studio. Aici arată, de fapt, diferența dintre ce înseamnă automatizare și digitalizare în mediul privat, comanzi la AliExpress și îți vine un pachet din China, îi se face transport, ajunge până în România, da? Totul fără să interacționeze niciun fel cu absolut nimeni, da? Inclusiv plata transportului, ce înseamnă transportul pe avion sau pe vapor, chiar dacă coletul respectiv îl poți duce în mână. Atât de mult sunt automatizate aceste sisteme și acest colet ajunge unde? La două entități românești, da? Da. Vama, care ține de Ministerul Finanțelor, și Poșta Română, care este o societate în care statul este acționar principal. Ei, și s-a blocat. Acolo s-a blocat toată gândirea și toată digitalizarea și automatizarea proceselor. Da? Totul începem să ne întoarcem în anii 60-70, când trebuia să te duci frumos, să te sui în mașină, să faci 100 de kilometri, să stai 3-4 ore la rând, da? Nici măcar un dispenser de etichete sau o programare, să poți să te programezi la o anumită oră. Te duci și stai la coadă ca la carne pe vremuri, ca să zicem așa. Nu? Cu diversi oameni nu poți să pleci de acolo, plouă, ninge, stai în fața, nici măcar nu ai un loc unde să stai în interiorul acestei vame. Și discutăm de vama din Deva, ca să înțeleagă lumea, că poate în alte locuri e altfel. Dar la vama din Deva, la oficiul poștal unde se face vama din Deva, stai afară. Nu contează că plouă, ninge, aștept să-ți vină rândul. Până când se procesează aceste informații. Care și aceste informații trebuie să te duci prima dată la Poșta Română, să faci o parte din procedură, apoi te duci la Vameș, faci o altă parte din procedură, scoate un chitanțier efectiv, da? Un chitanțier de hârtie și socotește el. Bă, cât, ia stai un pic pe calculator să vedem, cât, 30 de euro, da? Ai și transport sau n-ai transport? Că trebuie să punem TVA și la transport. Și începe, adună el acolo din capul lui, ca să zicem, poate să fie bine, poate să fie puțin, poate să fie mult, că n-ai niciun control, decât dacă îi cere eventual și legea, să vezi pe ce legislație aplică aceste tarife, calculează el așa la mână cum îi vine, poate dacă ești prieten, uită să calculeze, doar e doar o supoziție, și trage liniuță și scrie pe o chitanță, trebuie să plătești 20 de lei, 30 de lei, cu efortul tău, ca să poți ridica coletul de la vamă, pentru noi cum suntem la 100 de kilometri de vamă, fiind valoarea efortului mai mare decât valoarea taxelor și a coletului în sine. Da, mai avem 2 minute de emisiune, uite că emisiunile noastre sunt foarte plăcute și trec foarte repede. Cruciada anticorupție la Vatican. Papa Francisc a instituit reguli draconice de anticorupție la cardinalii și la prelații din Vatican. Un lucru care mă înfioară, adică sigur că și am afirmațiile mele de ani și ani în urmă în care spuneam că nu, România este cea mai coruptă țară din lume, și nu România, și imaginea care ne-am creat-o singuri ne-a dus într-o poziție în care lumea ne consideră corupții, corupția de fapt, marea corupție fiind în altă parte, nu în România. Uite că această corupție n-a ferit nici Vaticanul, și care dă dovadă de umanism cu ocazia asta, pentru că tot omul e supus
Greșeli. Acum nu știu ce le face. Le coase buzunare la sutane? Că știi povestea cu sutane. De ce se numește sutană? Ca să meargă sutană. Nu, nu mai puțin. Și ca să încheiem într-o ton de sărbătoare distractivă, așa, de relaxare, bine, nu e, probabil nu e chiar de râs, poate fi și de plâns în anumite condiții. Un polițist român a fost depistat la pensat în timp ce era chemat într-o misiune, probabil la 1-2 sau știu eu, ceva de genul ăsta. Da, un lucru care mă face să îmi dau seama cât de jos am ajuns în această țară. Poliția nu se lasă nicio săptămână, trebuie să fie în prime time în toate postele. Poate e o campanie de marketing și a uitat să ne anunțe că despre asta e vorba. Încearcă în orice modalitate să... Bine că măcar nu au fost cu victime omenești de data asta. Singurele care au suferit au fost doar sprâncenele polițistului. Bun, asta a fost emisiunea. Doamnelor și domnilor, vă doresc sărbători cu bine. Și să ne vedem sănătoși și la următoarea emisiune. Paște fericit. Paște fericit.